De când cu instalarea caniculei, în piața centrală din Giurgiu, cumpărăturile se fac la primele ore ale dimineții, atunci când razele soarelui nu sunt foarte puternice. De câștigat au și cumpărătorii care ajung până în prânz acasă pentru a se feri de căldură, dar și cei care vând la tarabe legume și fructe. Aceștia din urmă fac tot posibilul ca marfa să nu li se strice din cauza arșiței, așa că fie au scăzut prețurile, fie preferă să plece mai devreme acasă și să revină de dimineață în următoarea zi. Cum vă rezistă produsele pe căldura asta? Cam greu, greu. E foarte cald, dar cu umbrele cu asta trebuie să reziste. Stați până la sfârșitul zilei? Sau? Nu, până la 1, la ora 14-15, atât. Nu putem să rezistăm mai mult. Vi s-a stricat așa multă marfă zilele? Nu. Nu, că o dăm mai repede, o lăsăm mai ieftin și o dăm. Suntem producători, nu suntem bișnițari. Bișnițarii țin la preț, noi nu ținem producători. Plecați mai devreme în zilele astea? Depinde acum și cu cât rămâne. Spre exemplu, ieri am plecat la 3, pe când vineri am plecat la 6, deci. Asta? Vi s-au stricat roșiile, așa ați constatat? Nu, se mai bate în găleți sau fiecare cum le aduce, eu le aduc în găleată și se mai bate câte una, da? E bună la mâncare aia, o dăm cu un leu și e bună la mâncare. Ați mai scăzut din prețuri zilele? Mai scădem, mai menținem, cât de cât să ne scoatem și noi munca, apa, stropeala, că fără stropeală nu se țin, așa și atât, dacă de profit nu mai poate fi vorba sub nicio formă. Cam greu rezistă, de fapt nu prea rezistă. Dacă nu vindem până în prânz ceva... Ați pierdut așa marfă zilele astea? Am pierdut, da. Păi uitați-vă și noastră la bine. Deci au câteva minute, două ore de azi dimineață până acum și deja au început să încrețească, că pierd apă la 40 de grade câte sunt. E normal să se întâmple așa. Stați până seara sau? Poftiți? Stați până seara la piață sau? Da, până la 2, 3, 4, 5, depinde cum e și lume și vânzare și cum putem, câtă marfă avem de vândut. Dacă grădinii cum se comportă? Așa, mai nu prea... Oamenii nu prea mai au bani, noi suntem cu marfa, stăm cu ea zile în șir. Ați mai lăsat la preț? Da, sigur. Vinetele le aveam 2 lei, acum le-am lăsat la 1,50 lei. Ardeiul 2 lei, 50 l-am lăsat la 2 lei. Piersicile, caisele, la fel 4,50. Am lăsat câte 50 de bani, 1 leu la fiecare produs. În ultimele zile la Giurgiu, temperaturile au sărit de 35 de grade Celsius și așa se vor menține și în zilele ce vin. Este motivul pentru care mulți producători agricoli care nu au loc pe tarabele din piața acoperită preferă să nu mai vină la piață cu fructe și legume în aceste zile de foc. În schimb, cei care nu au ce face cu marfa apelează la reduceri, chiar dacă nu au profit.